și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire Marca Ce se întâmplă, doctore. Litiaza biliară este o problemă frecventă de sănătate, însă mulți pacienți o neglijează. Ce e de făcut în cazul litiazei biliare? Aflăm astăzi de la doamna doctor Eliza Gangone, care este medic primar chirurgie generală în cadrul Spitalului Clinic Sanador. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Se știe foarte bine la ora actuală că cea mai frecventă afecțiune a arborului biliar este litiaza biliară. Anual, 3 milioane de oameni pe tot globul suferă intervenții chirurgicale pentru litiaza biliară, dar asta, din păcate, nu se referă decât la aproximativ 30% din pacienții care au acest diagnostic, restul pacienților rămânând neoperați sau nediagnosticați. Litiaza biliară, prin gravitatea complicațiilor pe care le determină, impune tratament radical chirurgical, și anume colecistectomia. Ideal ar fi ca toți pacienții să se opereze pentru litiază biliară în regim electiv și într-o etapă a complicațiilor. Organizația Mondială a Sănătății de mai mulți ani a postulat că trebuie tratată curativ chirurgical atât litiază biliară simptomatică, cât și litiază biliară silențioasă clinic. Și mai sunt o multitudine de pacienți care se investighează frecvent pentru alte afecțiuni și care sunt descoperiți întâmplător cu acest diagnostic. Chiar și acești pacienți trebuie să sufere o intervenție chirurgicală. Ce se întâmplă dacă amână intervenția? Amânarea intervenției chirurgicale modifică mult calitatea vieții pacientului. În primul rând, pacientul va prezenta de la un minim disconfort abdominal, la modificări ușoare ale digestiei, la tulburări ale tranzitului intestinal, până la manifestări clinice severe determinate de complicațiile litiazei, care sunt unele infecțioase, precum colecistita acută, iar alte complicații legate de migrarea calculilor din colecist prin canalul cistic în calea biliară principală, complicații binecunoscute și severe, precum angiocolita, icteru, pancreatitele acute și cronice. Pacienții care au litiază biliară de foarte mulți ani, deci care sunt purtători vechi al unor calculi, pot fi supuși riscului degenerării maligne a colecistului. Adică chiar și pacienții care au afecțiune benignă, dar cu care conviețuiesc o perioadă îndelungată, pot face cancer de colecist. Aceasta este o neoplazie extrem de agresivă din punct de vedere oncologic și se știe foarte bine că 80% din cancerele de colecist apar la ora actuală pe litiază biliară. Asta este un alt motiv pentru a scoate colecistul litiazic, pentru a face profilaxia neoplaziei veziculei biliare. Cum se modifică în bine calitatea vieții pacienților care recurg la intervenția pentru litiază biliară? Calitatea vieții se îmbunătățește semnificativ. În primul rând, pacientul nu mai este un pacient anxios, un pacient temător pentru complicațiile care pot apare. El nu mai are dureri. Are un regim alimentar care este extrem de permisiv în primele săptămâni după operație, regim alimentar care practic îi permite să piardă câteva kilograme și asta îi creează un confort psihic remarcabil. De asemenea, dispare meteorismul, dispare flatulența, dispar o multitudine de tulburări de tranzit. Există o perioadă scurtă după intervenția pentru colecist în care pacienții pot prezenta scaune moi, scaune repetate, dar în aproximativ 6 săptămâni postoperator, ficatul preia complet funcția colecistului și tranzitul intestinal și toate tulburările funcționale dispar complet. Și așa, ca ultimă întrebare, ce tipuri de intervenții folosiți la ora actuală în cadrul Sanador pentru extirparea colecistului? Gold standardul în situația litiazei biliare este colecistectomia laparoscopică. Aceasta este o metodă radicală de îndepărtare a colecistului printr-o metodă mini-invazivă. Colecistectomia laparoscopică presupune practicarea unor mici incizii la nivelul peretelui abdominal anterior. Cu ajutorul, prin aceste incizii se creează o cameră de lucru, insuflând un gaz în marea cavitate peritoneală și cu ajutorul unor trocare se realizează extirparea colecistului într-o manieră diferită, anterograd, retrograd sau bipolar. Colecistectomia laparoscopică este o metodă indicată în cazul pacienților care nu ajung în etape extrem de avansate și complicate ale litiazei. Chiar și colecistectomia laparoscopică poate avea contraindicații. De asta e bine ca pacientul să nu ajungă în următoarele etape, și anume, fie în situația unui colecist care este cu plastron pericolecistic, adică un bloc tumoral subepatic,
care contraindică intervenția laparoscopică, fie în situația unui colecist scleroatrofic, atunci când pacientul, după o perioadă extrem de îndelungată de evoluția litiazei, practic colecistului se mulează pe calcul și acest lucru chiar și laparoscopic face imposibilă identificarea colecistului, pacienți care au insuficiență cardiacă sau pacienți care au alte intervenții chirurgicale în antecedente cu sindrom aderențial postoperator sau pacienți care la fel ajung într-o etapă complicată cu fistule biliodigestive. Aici, la fel, e o contraindicație absolută. Motivația unui pacient de a se opera este legată de faptul că el, dacă vine într-o etapă complicată, există niște sechele postoperatorii funcționale care apar și, în plus, mortalitatea într-o etapă complicată este de 5%, pe când dacă pacientul vine în regim electiv programat, fără o situație dezastroasă în abdomen, atunci mortalitatea este foarte mică, de 0,3-0,5%, iar recuperarea este foarte rapidă și cea funcțională e completă. Deci, în concluzie, cu cât ne operăm mai repede, cu atât mai bine și pentru sănătate, dar și pentru evoluția ulterioară pe termen lung a situației. Absolut. Nu există consecințe funcționale, metabolice asupra corpului uman după această intervenție.